Și am dat drumul băieți la vlog. Hai să apară vlogul meu, frate, așa random. Ce ai făcut Astra? Spate. Am și timid eu pe cameră, s-a intimidat, gata. Bă, dai colanții, bă, du-te, bă. Bă, bă. Cum concurezi? Anul viitor. Cum ai treaba asta pe vlog și n-ai cum să mai dai înapoi? Facem vlog puternic, azi de spate cu biceps. Îl așteptem pe Savin să vină, că Savin iar întârzie. Bă, am făcut 3 vloguri cu el, în toate 3 a întârziat omul. În premieră, îl pregătim pentru mondiale. Și mai avem, băi, 6 săptămâni până la mondiale. Nici o presiune pe mine, bine. Glumesc, mă, frate, vă dați seama, cam la... Nu neapărat presiune, dar am emoții, știi? Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, de nu ce am coborât de pe scenă. După ce am coborât de pe scenă la prima comparație, copile, te vreau în loc să-mi lași numărul tău. Ce să mai gata, că oameni eram mor, bă! Băi, deci voi vă dați seama că cineva pe mine mă vrea în lot? Indiferent. Și eram cu tata, da, de ce părere ai avut când a zis domnul ăla că mă vrea în lot? Eu ce să mai zic, eu știam că acolo ajungi. Și m-am trezit într-o zi oarecare să-mi spună, băi, David, vezi că mergi la mondial. Ce să zic, n-am mai zis nimic, vă dați seama. Bă, s-a tuns ăsta, mă, ia uite-l. Bine, ia uite, confident pe ăsta, moare Larisa. Bă, zeule, știi că ăsta e al treilea vlog pe care îl facem și de al treia oare când ai întârziat. N-am întârziat, bă, lasă-o naiba, bă. Ia zi, ești gata de vlog? Că nu dau, mă, frate, buza jos, că nu sunt pompat deloc. Aveți? Ia-ți, bă, cap. Cum a intrat prima serie? Bă, nu e prima serie, asta e doar încălzirea. Eu acum ce e primul exercițiu, tracțiuni. Vom face două serii să ne încălzim, gen cu propria greutate. Nu ține așa bossul de telefonul, că se duce tot. O să avem 3 working set în care o să avem, nu știu, 15 kg atârnate de noi. O să facem undeva, nu știu, la epuizare, dăm la epuizare. Ca să lucreze biceps. De ce prinzi așa? De ce prinzi așa? De ce nu prinzi larg? Ca o nevăstuică așa, nu știu. Că-mi place mie să prind aici, să lucrezi bicepsul sau cum? Nu e adevărat. Dar nici spatele nu crezi. Depinde de implicare. Eu simt marele, dar să nu mai bine dacă nu mai depărtat. Bine, depărtat în limita pe unui simt. Dacă o prind de acolo, nu. Bă, ce scuze, cauți, bă, dă-i drum acolo. Cred că e mai greu, mă, de anul după. Hai, David. Cum a intrat? Bă, a intrat. No homo, dar a intrat bine. A intrat bine, bă. Are brațul pe ecran. Băiatul poate să ajute acolo. Acum ce vreau să-mi bată pe băiatul ăsta, că se bată peste el. Și ăsta are tupeu. Se ia cu Davidul tău cu sărăchia. Uite-l. Urăsc când îmi zic cum zic colonii. Băi, David, acum ai faină. Am oameni care știi, mă simt și mă apreciază pentru felul meu de a fi și am oameni care mă hituiesc pentru felul meu de a fi. Ia spune ceva. Ce?
O să apară tot vagabondule. Foarte bine. Ia uite. Cine ești? De unde ești? Dar chiar așa, ce? Dar ce-i cu brațul ăsta? Uite ce braț are cu aia. Uite și cu ce braț are. Și cel mai tare pompier? Hai mă, și tu pe vlogul lui David. Jurnalul dobitarului. Fratelor, dacă aveți nevoie de vreun pompier. Ce faceți? Ce învârpi? S-a trecut doar motorec de ce. Vom face cu o singură mână. Vom face o serie de încălzire. Vom avea 3 working set. Și da, cam asta e, până la epuizare. Ah. Haide, mă. Hai, hai! Bravo! Hai, Nemo, hai! Hai! Cred că-ți plecat din urmă. Și am început băieți următorul exercițiu care va fi rămas cu gantera, știți bine. Vom avea 3 working sets, gen 3 serii, până la epuizare. Și cam asta este și apoi ne vom uita la ultimul exercițiu. În total sunt 4 exerciții pentru spate. Să vin cu 48. Hai, frate! O, a vin fratele meu, Traian! Vedeți să fie atent să fim pe vlog. Ești fratele meu, am zis că trebuie să pun pe vlog. Te pup, salutăm un campion. Cu de cine vorbești? De tine, tu ești campion. A, de mine? Da. A, e că eu campion dacă ești. Este pădure Dan cu Adzila, da? Ia uitați, cu colanții lui de la OMV. Ia zi-mi, unde e colanții ăștia? Am 3 conturi pe YouTube, îți dau vlog, frate. Ai 3 conturi pe YouTube, cum ești? Tu ești bombardierul meu? Tu ești ăla care ia comentarii lui Savin că bă, dar vorbește Savin ăla care n-are nici treabă cu sport. Eu. Dar ce dă cu bara? Vrem cu bara să dăm? Da. Ai simțit-o bine cu bara? Da. Că-mi ține coatele sus. Hai, dau una. Da, așa, o încălzire, să zicem. O încălzire, să vedem cum intră, nu știu. Că gen, eu voiam să dau cu capul. Mă rog, vedem acum. Și apoi vom avea 3 working set, 3 serii. Una la epuizare, cu greutate accesibilă, nu știu, vedem. Bă, dar parcă merge capul, s-a dat. Nu-mi place, frate. Hai să mă cu cablu, bă. Băieți, prima serie de lucru. Asta e ultimul exercițiu la spate, nu? Da. După aia dăm biceps. Da. Am dat 4 total, nu? 4 la spate, da. Și am început, băieți, următorul exercițiu care va fi pentru biceps. Din păcate, ei Savin a plecat și nu am mai avut cu cine să filmez. Am făcut maxim 2 serii de încălzire, iar apoi am trecut la 3 serii de lucru. Aici am avut 55 kg și am făcut până la epuizare. Atunci când m-am putut să fac nicio repetare, am încercat să fac o tăcere corectă, îmi place mie să o numesc, și am împins bara
ușor cu bazinul. Și băieți, atenție mare, nu vă lăsați pe spate, țineți coloana cât mai dreaptă. Dacă vreți să trișați, ușor împingeți bara cu bazinul, nu vă lăsați pe spate. Și următorul exercițiu, atenție, dacă vă puteți uita la brațele mele, când plec la începutul mișcării sunt în pronație, iar când finalizez mișcarea sunt în supinație. Tutorial cu David, băieți, este foarte, foarte simplu. Tu ce trebuie să faci este să-ți răsucești încheietura, da? Încearcă să duci degetul mic în exterior. Făcând asta, tu o să contractezi bicepsul la maxim și o să-ți activezi și capul lung și capul scurt al bicepsului. O să vă crească bicepsanul monstru, o să aveți 50 în braț natural și apoi o să vă întrebe toți vecinii cât aveți în braț. Deci, eu v-am spus acum povestea vieții mele, da? Bă, David, cât ai în braț? Ca o mică paranteză, nu o să vă crească niciodată bicepsul sau orice mușchi vreți voi, habar n-am. Dacă nu o să vă alimentați cum trebuie, nu o să vă odihniți cum trebuie, nu o să vă hidratați cum trebuie și nu o să vă antrenați cum trebuie. Și dacă aveți buget și de suplimente, cumpărați-vă suplimentele de care chiar aveți nevoie. Atenție, de care chiar aveți nevoie. Nu Tribulus gen sau nu știu, nebunii de astea. Și acum, băieți, ne băgăm la abdomene. Cristinuța aici. Aici, pe zonă. Aici, pe zonă. Singura care știe ce înseamnă 1900 de calorii. Dacă mă nu se zic... La fel câteodată, când suntem în dietă, nu? Da, da. Adică dacă îți spun mama, mă leg mama 1900, a, păi, e bine, bine de nus, nu? E un număr. 2400. Mai bune. Nu, nu, mai gata, închid aici vlogul. Nu, pe bune, câte calorii mănânci? 2500 plus plus, bă. Nu mai închid vlog aici, că nu mai se, nu se poate, bă. Gen, să vă dați seama, cu fata mănâncă mai mult ca mine, în perioada asta. Eu nu mă duc la concurs, că ba, sunt campionă de tine. Bine, bine. De cine vorbește mine? Hai că campion sunt. Toți suntem campioni ca tine. Ah, bine. Mai avem până să hai că eu sunt campion. Și am terminat antrenamentul și a venit tata după mine. Pentru că nu mai merge băieți cu bicicleta. Știți că mai veneam cu bicicleta când nu venea Mati cu mine. Dar nu mai duce. Nu mai duce pe vremea asta. Da, da, credeți-mă că l-am găsit bine. Că tot mereu cu manele. Cum veniți cu manele azi, domnul Lulu? Astăzi nu-mi plac manelele. Cum veniți cu manele, mă? Astăzi am victorie la... M-am bătut. Dar de unde ai venit tu să fără? De unde ai venit așa? L-am spirat, rupt, obosit. Ai venit de la fotbal. Bă, dar să știi că din ultimul meu vlog de pe YouTube ăla cu naționalele. Bă, dar mulți sunt acolo cu tine, mă, gen. Păi ce vreau să zic? Adică vreau să zic că băieții că și într-adevăr recunoaște și băieții că și eu sunt un sportiv. Băi, da, mulți, am zis că gambele tale sunt de Olimpia. Mă, tati, mă, alea sunt muncite, mă, tati. Ce ai făcut? Și natural. Natural, atenție, fără proteine. Fără zânălea. Fără praful de alea care nu sunt adorare. Fără prafuri. Vai, ce... Dar dacă vrea să ia praful, să bage acolo David, că nici nu știu. Data, vreau să zic că nu știu dacă chiar mă gândesc, n-am zis, bă, pe vlog, uite ce prost l-am și uitat. Deci, treaba asta în felul următor, David, adică eu, sunt sponsorizat de Vitabolic, băieți, prima mea sponsorizare. Sunt foarte fericit, la modul că n-am fost niciodată sponsorizat de nimeni, adică nimeni nu mi-a dat nimic niciodată mie. Cine a fost, cine-i tactul? Sponsorul meu, adevărat, singurul meu sponsor e tata și sponsor, a fost și încă tata. Este, băieți. Antrenor, bodybuilder. Care e faza cu sponsorizarea? Ca zic pe față, bine, sper să nu mă dea afară după ce fac video-ul ăsta. Băieți, treaba în felul următor. Eu am un cod de reducere. Gen, dacă vă cumpărați suplimente de pe Vitabolic, la finalul comenzii puteți introduce codul meu, gen David VTB, și voi aveți o reducere la comanda respectivă pe care ați făcut-o. Eu, la rândul meu, din comanda pe care voi ați făcut-o, primesc un discount. Discountul ăla se adună cu cât mai multe persoane gen folosesc codul meu, cu atât mai mulți bani mi se adună mie din discountul respectiv. Dar vă zic de pe acum, nu o să mă vedeți pe vlog, pe Instagram, că beau proteina cu găleata și se explică mușchii pe care i-am sunt datorite proteinei respective, pentru că nu este genul meu. Not my type, gen, urăsc chestiile de genul. În primul rând, mușchii vin de la muncă, somn și alimentație. Uite, și tata știe, băieți, da? Muncă, de două ori muncă. Odată somn,
și de 15 ore alimentație. Bun, băie, și apoi în ultimul rând suplimentele, da? Ca să ne înțelegem. Și ce voiam să spun? Ce voiam să spun, băieți, este că mi-ați folosit foarte mult codul, la modul că, nu știu, sunt în colaborare, să zic așa, de 3 săptămâni cu Vitabolic, aproape 3 săptămâni, și mi-ați folosit enorm de mult codul. Ce pot să spun este că în momentul ăsta am gen 800 de lei, băieți, adică 800 de lei pot să-mi cumpăr suplimente, ceea ce este enorm de mult. Adică, gândiți-vă că eu îmi cumpăr suplimente gratis pe 2 luni de zile. Vă mulțumesc că îmi faceți pregătirea mea ușoară, pentru că v-am zis, banii ăștia îi dădeam din buzunarul meu, dar cu ajutorul vostru nu o să-i mai dau aceste luni și vă mulțumesc că doar. Tată, ceva de încheiere, că de obicei făceam treaba asta cu Mati, dar... frate, Mati în concediu medical. Mati în concediu medical, ai să zic că mașină, băieți. Da. Ce să zic? Mati, tot mereu zicea sănătate. Sănătate. Atâta ai de zis? E mai bună decât toate. Păi să știi că cam așa e, Lulu. Băi, serios, de sănătate în primul rând, pentru că vedeți, al treilea val, al patrulea val. Aoleu. Să nu se închidă sala, pentru că eu sunt pregătire de mondiale. Păi da, bă, dar tu crezi că eu în ultimele 5 săptămâni pentru mondiale, crezi că mă antrenez în beci? Crezi că arde să mă adresez în beci în perioada asta? Să nu-ți fie rușine de unde ai plecat. Băi, tată, băi, dar tu nu înțelegi, dar nu e vorba... Ai haltele și gantele de beton. Acum, băieți, o să înțeleagă greșit totul despre mine și o să mă caracterizeze greșit. Tu mă știi pe mine vreun figurant? Dar nu e vorba de figurant. Păi, mie crezi că mi-e rușine să mă adresez în beci? Am TikTok-uri și am video-uri în care fac piept cu cărucioare din Oșan. Și atunci de ce te plângi? Dar nu mă refer la asta, mă refer strict că este altceva când mergi într-o sală unde ai condiții, mă refer strict aparate cardio, căldură, căldură, ai aparate. Bă, băieți, tata are soluții pentru toate, nu se poate. Deci, băieți, tata mi-a dat o gândire bună și pozitivă, nu contează. Băgăm un boiler, nu contează că vine corona, noi ne băgăm în beci, că avem mondiale peste 5 săptămâni. V-am pupat și vă urăm o seară binecuvântată. La toți. Hai.